Dragii mei, haideți să ne ridicăm pe picioare, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea 2 Timotei, capitolul 1 și să citim primele 8 versete. 2 Timotei, capitolul 1, primele 8 versete. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Către Timotei, copilul meu prea iubit, Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Is Domnul nostru. Mulțumesc Lui Dumnezeu căruia-i slujesc cu un cuget curat, din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta, neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și chipzuință. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul Lui, căci suferăm împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile. Mă rog, ca în această dupămasă, binecuvântarea lui Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare și, în mod special, bebelușii care vor fi aduși la binecuvântare. Sunt convins că Dumnezeu dorește binecuvântarea aceasta, El ne-o promite și chiar El ne îndeamnă să aducem copiii la binecuvântare. Și Dumnezeu spune că cât de plăcut și de frumos este ca frații să locuiască împreună, pentru că acolo Dumnezeu dă binecuvântarea. Dumnezeu să și-o manifeste în după masa aceasta. Vreau să stau cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru biserică și pentru noi, care suntem părinți în mod special și iar, bineînțeles că îi vizează și pe cei care vor deveni părinți, ce ar trebui să facem noi? Și am intitulat mesajul acesta Amintiri din copilărie. Bineînțeles, nu scrise de Ion Creangă, ci de părinții noștri, de noi părinții sau de Dumnezeu, care este deja scris în cuvântul lui Dumnezeu. Pavel repetă cuvântul acesta de multe ori și spune, îmi aduc aminte și abia dorea să se întâlnească cu el. O, oh, îmi aduc aminte și de credința ta, care s-a slăștit în inima ta și în bunica ta și în mama ta. Apoi, Pavel sublinează din nou și spune, îți aduc și ție aminte. Am niște amintiri plăcute. Îl leagă pe Pavel de Timotei cu niște amintiri plăcute. Ce ar trebui să-și aducă aminte copilul când va fi el mare? Prima valoare care copilul ar trebui să-și aducă aminte când va fi el mare, copilul trebuie să-și amintească că Dumnezeu este autoritatea supremă. Fiți atenți ce spune în versetul 1. Pavel, apostol lui Hristos, prin voia lui Dumnezeu. El continuă în versetul 3. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia slujesc cu un cuget curat din moș strămoș. Pavel îi comunică lui Timotei că în viața lui și în viața lui Timotei, Dumnezeu trebuie să fie autoritatea supremă, pentru că Dumnezeu este superlativul absolut pentru oricare om. E atât de important să-l înveți pe copil. Nu la voi întâmplări, proverbe 22, versetul 6, învață-l pe copil calea care să urmeze. Când va îmbătrâni el, nu se va abate de la ea. Ori a învăța pe copil calea lui Dumnezeu înseamnă să sădești cuvântul lui Dumnezeu, să-i explici cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Că copilul pune foarte multe întrebări. Un copil l-a întrebat pe tatăl lui de multe lucruri. Doamne, tata spune, cum sunt cu stelele astea care apar pe cer și apoi dispar? Și tatăl zice, nu știu măi copile. Și pus altă întrebare, dar luna asta cum apare pe cer și cum pleacă din nou? Cum strălucește și cum are putere? Și om, tatăl spunea, nu știu măi. Și mai pus multe întrebări la care copilul spune, tată dar să nu te superi că tot te întreb. Și zice, nu mă supăr că punând întrebări în vieți. Dar el a spus că nu știa nimic. E adevărat că copilul întreabă ce e asta, de ce e așa. Uneori te psâcâie, te plictisește, dar e atât de important să ai răbdare și să-i explici cu deamanutul. Chiar dacă întreabă același lucru de mai multe ori. Pentru el, atunci implementezi înțelepciunea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Copilul trebuie să știe că Dumnezeu este autoritatea supremă. Tot Pavel îi scrie lui Timotei în capitolul 3 și spune: Tu cunoști din pruncie sfintele scripturi care pot să ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Domnul Isus Hristos. Și continuă Pavel și îi spune lui Timotei: Toată scriptura este însuflată de Duhul Sfânt și de folos ca să-mi dea înțelepciune, să mustre, să îndemne, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Așa să ne ajute Dumnezeu. Scriptura aceasta este autoritatea supremă a lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu pentru noi este superlativul absolut. Și copilul trebuie să știe asta. Vedeți? Trăim într-o lume a barnavernetului. Când smulge copiii de la sânul părinților fără motive întemeiate, iar copilul, ducându-se într-o țară sau într-o cultură străină, într-o familie străină, orice l-ar influența alte persoane, copilul trebuie să știe că Dumnezeu, dincolo de orice, este autoritatea supremă. Că cuvântul lui Dumnezeu este infailibil, că Dumnezeu rămâne, prioritatea întâi în viața copilului și Domnul să ne ajute să ne dea înțelepciune cum să creștem copiii noștri. Mă uimește tatăl acela din pilda a fiului risipitor. Un tată care trăgea nădejde că copilul lui are să se întoarcă acasă. Dar de unde trăgea omul ăsta nădejde? Pentru că Scriptura spune că l-a zărit de departe când s-a întors înapoi. Se uita pe ulița tatălui. Poate astăzi o să apară. Dacă nu astăzi, probabil mâine o să vină acasă. Pentru că tatăl știa ce a pus în inima acestui copil. Chiar dacă a avut un moment de neveghere, chiar dacă a avut un moment de răzvrătire, piu risipitor își a amintit el și a adus aminte că tatăl lui este un tată bun și argații lui duc o viață de belșug, de rană spirituală. Poate că în cazul lor, bineînțeles, era una fizică. Dar ce e ce l-a făcut să se întoarcă? Sunt convins dacă tatăl lui era unul din ăla rău, acru. Numai care l-ar fi criticat, numai care l-ar fi bătut, nu s-ar mai fi întors fiul risipitor niciodată acasă. Dar a știut că tatăl lui, din pruncie, l-a învățat legea lui Dumnezeu. Din pruncie, de mic copil, a sădit cuvântul lui Dumnezeu. Și cine seamănă, să trăiască cu nădejdea când va aduce rod. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Biblia ne vorbește despre David. David se înfățișează în fața lui Goliat, în fața acestui filistean și filistanul cumva se simte indignat. Tu vii la mine cu ciomici, dar ce sunt eu câine? Dar David a auzit o cara pe care o arunca omul acesta Goliat peste poporul lui Israel. Și i-a spus, eu nu vin pe puterile mele, nu vin nici pe toiag, nici pe praște pe care o am, nici pe petrele care le am, ci eu vin în numele Dumnezeului Israel. Pentru că El este autoritatea mea supremă și tu L-ai ocărât. De aceea eu vin și astăzi Dumnezeului Israel te va da în mâinile mele. În mâinile mele iar trupul tău va fi hrană pentru păsări. Și așa s-a întâmplat. David știa că Dumnezeu este autoritatea supremă. Daniel luat ca robi în Babilon. Și intenția împăratului Nebucăneațar a fost să ia oameni care să aibă o înclinație înțeleaptă cu scopul să-i educe și să-i învețe legea lui. Se spune că au fost supuși să învețe vrăjitorii, să învețe tot ocultismul care era în Babilon. Însă, pe Daniel n-a avut nicio putere demonică să-l influențeze, pentru că Dumnezeu în viața lui era autoritatea supremă. Când au dat legea să nu se mai închine la Dumnezeu în afară decât doar împăratul lui, Daniel spune, când a auzit că s-a iscălit legea aceasta, s-a dus să se închine la Dumnezeu lui. Cum o făcea și mai înainte? De trei ori pe zi. Pentru că Daniel, fiind un copil, fiind un tânăr, niște părinți de mic copil a sădit în el valori spirituale. Știa să se închine, știa să se bizuiască pe Dumnezeul lui Israel. Știa că Dumnezeul lui Israel este autoritatea supremă, nu nebucanențar, nici cititorii în stele, nici vrăjitori, nici cei ce descânte că cânturile, nu nimic, ci el știa că Dumnezeu este autoritatea supremă. De asemenea, cei trei tineri, Shadrach, Meshach și Abednego, când au fost provocați să se închine în fața chipului acelui de aur, i-a spus, noi nu ne închinăm, Dumnezeul căruia noi slujim și care El este autoritatea noastră supremă, are puterea să ne scape din focul acesta și chiar dacă nu o facem, e noi. Tot nu ne închinăm chipului acestui de aur. Pentru că oamenii aceștia au înțeles că autoritatea supremă este Dumnezeu. Amintiți-vă de Iosif. De la vârsta de 17 ani, zic cei mai mulți, că a fost vândut. A fost ispitit. Nu o dată pe zi, în multe rânduri se repeta lucrul acesta. Și omul acesta începe să spună: Cum aș putea eu să fac un asemenea rău și să păcătuiesc împotriva autorității mele supreme? dincolo de stăpânul acesta, care mi-a dat toate lucrurile pe mâini și care e încredere în mine, greșesc față de El, nu vreau să-i fac nicio rău, dar dincolo de asta, Dumnezeu e deasupra tuturor lucrurilor și El vede. Cum aș putea eu să fac un asemenea păcat? Și a fugit, pentru că Iosif a avut un tată care a știut să-L învețe cuvântul lui Dumnezeu a știu să le duce, a știut să-i dăruiască, să-i explice. Și când a ajuns la maturitate, știa să deosebească ce este păcat și ce nu este păcat. Copilul trebuie să-și aducă aminte că Dumnezeu este autoritatea supremă. A doua valoare care trebuie să-și aducă aminte copilul, spune în versetul 5, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Ionice și sunt încredințat că și în tine. Copilul trebuie să-și aducă care are o mamă și un tată credincios și evlavios. Copilul trebuie să-și aducă aminte care niște părinți cu frică și cu teamă de Dumnezeu. E atât de important pentru ei, pentru copii, să fim noi modele, exemplu. Dincolo de ce putem noi să le spunem, de orice am stat noi și am tocat la cap, fă așa, dacă tu nu faci așa, copilul vede. Este cea mai mare predică pe care poate să o facă un tată și o mamă, să fie ei însuși exemple pentru copiii lor. Am auzit copiii și asta a fost un mare har și o mare bucurie. Eu am spus, eu vreau să fiu ca tata. Și explica lucruri valoroase, cum le avea tatălui și cum. Eu vreau să fiu ca mama. E atât de important să ai o mamă și un tată, e vladios. Dragi părinți, Spun cu durere lucrul acesta, din experiența mică pe care o am eu, am întâlnit prea mulți, prea mulți tineri și tinere care au fost dezgustați de părinților, care nu li-a acordat copiilor atenție și nici afecțiune dacă nu facem noi părinții și dacă nu ne facem timp de copiii noștri. Sunt convins că satana are alte mijloace. Va găsi fica dumitale afecțiune în brațele unui băiat filistean, dacă vreți să spun așa. Sau e invers. Va găsi fiul dumitale afecțiune în brațele unei filistence. Și atunci e mai greu și e mai dureros. Dăruiți-le copiilor dumneavoastră afecțiune și faceți-vă timp de ei. Vorbiți cu ei. Au atâtea lupte și nimeni nu înțelege tineri care sunt dezgustati de părinții lor, pentru că nu le acordă atenție și nici afecțiune, Dumnezeu să ne dea înțelepciune să fim părinți evlavioși. Să ne facem timp de copiii noștri. Copilul trebuie să-și aducă aminte că are o familie evlavioasă. Doctorul Luca, când scrie Faptele Apostolului în Fapte 16, cu versetul 1, spune că Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și acolo a întâlnit pe un ucenic credincios, un ucenic care avea o mamă și este sublinea lucrul acesta credincioasă, care era o idaică și un tată grec. Influența care a avut o mamă asupra copilului a fost una foarte mare. Mama lui, bunica lui, mediul acesta e blavios, l-a influențat pe Timotei. Și din pruncie el știa Sfintele Scripturi, din pruncie el era un băiat care era educat, pentru că a avut niște părinți educați. Scriptura vorbește despre lui Saul, Chiș. A pierdut măgărițele și le-a trimis pe fiul lui și cu o slugă, duce și căutați măgărițele. Au umblat printr-o parte și în alta, n-au găsit măgărițele. Zice Saul în zice, tatăl cred că acum a lăsat măgărițele parte și se îngrijește de noi. Se îngrijorează de noi, că am întârziat câteva zile și nu ne-am dus. Se întâlnește cu profetul Samuel, după ce este uns ca împărat, Samuel îi spune, iată că tatăl tău a găsit măgărițele și el acum se îngrijorează de voi. E atât de important și este atât de mare nevoie de părinți, de mame și de tați, care să se îngrijească de copiii lor. Or, tocmai sunt din ce în ce mai rari. Părinți care să se îngrijească de copiii lor. E atât de apreciat că omul lui Dumnezeu Iov avea un obicei, ca după fiecare o să aducă o jertfă pentru fiecare din copiii lui. Pentru că știa omul acesta sfânt, curat la suflet, care să bătea de la rău. Și nu spunem noi că eu nu avea treabă. Citiți, vă rog, în capitolul 1 câte animale avea omul acesta. Câte turme avea și câte slugi avea. Dar își făcea timp în mod deosebit să petreacă cu copiii lui. Să aducă jertfe pentru copiii lui. Când a fost ultima dată când ai dus jertfă pentru copilul pe care îl ai? Să stai înaintea lui Dumnezeu și cu el împreună. Ca să te consumi, să te cheltuiești pentru el, pentru creșterea lui spirituală. Dumnezeu să ne ajute să fim părinți care să ne intereseze. Când Manoah a auzit de la soția lui cu un om al lui Dumnezeu care fărea ca un înger, ei s-a descoperit și că va naște un copil, că va rămâne însărcinată și că copilul acesta va face mari lucrări. A zis Monoah, oh, o, să mai vină dată omul acela lui Dumnezeu și să ne mai vorbească și nouă, ca să știm ce trebuie să facem cu privire la copil. Extraordinar! Un tată și o mamă care s-au rugat la Dumnezeu din nou și l-a implorat pe Dumnezeu să mai vină odată omul lui Dumnezeu sau îngerul acela pe care ei nu știau cine era, și Biblia ne arată că îngerul Domnului a venit din nou și a spus: Ce să facem cu privire la copilul pe care ne-l ai promis? Și a spus: Soția, să nu se atingă nimic de ce este curat, să nu mănânce struguri, să nu bea vin. Asta trebuie să faceți, să păziți ce v-am poruncit. Și au fost mulțumiți oamenii ăștia, pentru că îi păsea, pentru că erau interesați de copilul care avea să se nască. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să fim oameni evlavioși. Susanna Wesley a fost o femeie care a dintr-o familie de 25 de copii. Ea a avut 19 copii. În fiecare zi își făcea timp, o oră, cu câte un copil să petreacă, să stea de vorbă cu el. Să-l întrebe cu ce se luptă, cu ce se confruntă. A făcut acolo uh, multe legi în familia aia. Uh, cum trebuie să se comporte copilul? Copilul nu i să dea nimic când făcea mofturi, când făcea pretenții, când se tovălea la pământ. Nu i să dea nimic, numai când cerea politicos și mulțumea. O femeie care și-a făcut timp să petreacă ore în șiri, în fiecare zi petrecea câte o oră cu unul din copiii și stătea cu ea și învăța și educa. Ori cred că Dumnezeu caută oameni care să ne intereseze mai mult decât orice. Să fim oameni care să ne intereseze de viața copilului nostru. Paul Washer spunea la un moment dat că mulți păstori, mulți slujitori, mulți oameni care îl slujesc pe Dumnezeu își sacrifică familia sau copiii, îi le aduc ca jerfă unui Dumnezeu străin de la amvon. Pentru că sunt atât de ocupat. Atât de ocupat sunt cu slujirea, încât pierde din vedere relația familiei și cu copiii. Copiii o iau razna, se duc în lumea lor și el e atât de concentrat să facă lucrarea lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu ne spune, dacă tu nu ești un tată bun în casa ta, cum poți să fii un păstor bun în biserică sau un slujitor bun? Nu-i dau nume la persoana care este foarte cunoscută, este un cântăreț renumit. Era o persoană care nu prea știa să spună nu și mă caracterizează și pe mine lucrul acesta. Oriunde era invitat, spunea, da, vin, e evanghelizare acolo, e o seară de cântare acolo, mergea în stânga și în dreapta. Atât de mult mi-a plăcut judecata soției lui. S-a dus la Comitetul Bisericii și a spus, vă rog frumos, puneți-l pe soțul meu deoparte. Pentru că eu am nevoie și de soț. El nu prea știe să zică nu, nu prea știe să refuze și e tot timpul plecat, când în stânga, când în dreapta. Vă rog frumos, puneți-l pe soțul meu deoparte. Și l-a pus deoparte. Și soția s-a bucurat de soț. A mai stat și el acasă. Și cu copiii și cu ea. Copilul trebuie să-și aducă aminte de niște părinți credincioși și evlavioși. Versetul 6, de ce ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele? Tot el spune Pavel în versetul 1, Pavel apostol al lui Hristos. Copilul trebuie să-și aducă aminte că slujitorii sunt oamenii lui Dumnezeu. Pavel îi spune, ți-aduc aminte de darul care le primi prin punerea mâinilor mele și că eu sunt apostol a lui Hristos prin voia lui Dumnezeu. Pavel sublinează lucrul acesta că slujitorii sunt oamenii lui Dumnezeu. Și în Scriptură avem în 2 Împărați, capitolul 5, o fetiță luată ca roabă în casa generalului sirian. Dus acolo fetița aceasta, știa că stăpânul ei este bonlav de lepră, are lepră. Și începe ea să spună cu durere, zice, A. Ah, dacă domnul meu, păi cum domn? E domn? Păi poți să spun că e călău, dar nu domn. Poți să spun că generalul acesta an, Naaman, e domn? Ea zice, dacă domnul meu ar fi la prorocul din Israel, prorocul din Israel l-ar tămădui de lepra lui. Atât de evlavioasă era purtarea ei în casă, încât cred că cuvintele ei a depășit tocmai faptele pe care el le avea. Faptele cu cuvintele au comunicat și au influențat viața lui Naman încât omul ăsta s-a dus la Israel, la prorocul, să fie vindecat. Și a fost vindecat. Domnul Iisus Hristos vine și spune Mulți leproși erau în vremea lui Elisei. Erau mulți în Israel. Dar precum un proroc nu este prețuit, nu este vorbit de bine deloc în patria lui, nici Domnul Iisus Hristos n-a fost prețuit, dar un naman din Siria a fost vindecat, a fost eliberat de lepra lui, pentru că o fetiță a fost educată în casa ei, că cel ce slujește, nene ăla, e omul lui Dumnezeu. Slujitorul ăla e omul lui Dumnezeu. De aceea, cred că nu mai sunt minuni. Pentru că nu mai credem în slujitorii pe care Dumnezeu i-a pus. Nu mai credem în ei. Și scriptura spune, Domnul Iisus n-a putut să facă din pricina necredințelor. lor. Ăla, ăla nu are nicio valoare, ăla nu e bun. Oameni buni, frași și surori, dragi părinți, vorbiți de bine pe oamenii lui Dumnezeu. Spuneți-le copiilor că nenia e slujitor al lui Dumnezeu. Copilul trebuie să-și aducă aminte că slujitorii sunt oamenii lui Dumnezeu. S-a dus un frate păstor în casă la unei familii și a venit un copil și tot se rota în jurul lui și tot se uita la fața lui și tot se învârtea și păstorul îl întreabă, dar ce cauți? De ce te uiți așa? Și tot se uita fetița, zice, vreau să mă uit unde este a doua față, că mi a zis că tu ai două fețe. Dacă vorbim așa în familiile noastre, copiii exact așa cred. Copilul trebuie să-și aducă aminte că slujitorii sunt oamenii lui Dumnezeu. Elisei, este scris lucrul acesta în împărați, când omul lui Dumnezeu Elisei în 2 împărați, capitolul 2, versetul 35, de la 23 la 25, când se urca la Betel omul acesta lui Dumnezeu și niște copii, ascultați, băiețași, spune Scriptura. Niște băițași. Au început să strige la omul acesta, suie-te pleșuvule, suie-te Sublinează tocmai din faptele lor următoarele cuvinte. Își bătea joc de omul lui Dumnezeu. Pavel, Elisei s-a întors la ei și a început să-i blasteme. Și spune Scriptura că au și doi urși și au ucis atunci 42 de copii n-aș vrea nimeni să pățească să intre sub mânia lui Dumnezeu. Vorbiți între voi, cum spune Scriptura, cu psalm, cu cântar de laudă. Limba voastră să fie o limbă dreasă cu sare, să vorbească cu har, să dea gust, să înseninieze, să înflorească oamenii. Pentru că așa ne zidim unii pe alții. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Copilul trebuie să-și aducă aminte că slujitorii sunt oamenii lui Dumnezeu. Una din condițiile pe care a pus oamenii, slujitorii din primul secol, ca să fie aleși în slujba lui Dumnezeu, în slujba de diacon, era să fie vorbiți de bine. Ori atâta caută satana tocmai să nu fie vorbit de bine. La fiecare găsim chichițe. Nu găsim partea pozitivă, partea constructivă, partea bună în om. Suntem tentați să privim la partea rea. Adem să reparăm lucrurile acestea, că Dumnezeu poate să transforme răul în bine. Copilul trebuie să-și aducă aminte că slujitorii sunt oamenii lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, versetul 6, spune Pavel lui Timotei, aduți aminte de darul și înfrăcăleajă. Aduți aminte. Și continuă în versetul 9, căci noi am primit mântuirea. Noi am primit lumina. Copilul trebuie să-și aducă aminte de binecuvântările și minunile lui Dumnezeu. Psalmul 78 spune, voi deschide gura și voi vesti înțelepciunea străveche. Toate minunile lui Dumnezeu și planurile ca să fie de învățătură pentru noi și pentru copiii noștri și cei ce vor urma după aceea. Toate Lucrurile extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut. Ei, copilul trebuie să-și aducă aminte că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care dă binecuvântări. El dă daruri, el dă mântuirea, el dă lumina. El este Dumnezeul care ne binecuvintează cu viața veșnică. Și nu e meritul nostru. Binecuvintează cu sănătate, dacă stăm în picioare, cum spunea omul Dumnezeu. Căci viața și mișcarea o avem de la Dumnezeu. Copilul trebuie să știe lucrurile acestea. Când poporul Israel trebuia să părăsească, să iese din, din, țara Egiptului și a fost lovit cu atâtea urgii, când a ajuns la moartea întâilor născuți, Domnul vine și spune, junghiați un mel, stropiți stâlpii ușei cu sânge și faceți lucrul acesta să rămână un obicei în fiecare luna din tâi să faceți lucrul acesta și când copiii vă vor întreba tate, de ce este sângele să sau de ce practici lucrul acesta voi să-i spuneți că atunci îngerul morții când a venit să ucidă când vedea sângele acesta pe stâlpul și trecea mai departe și noi eram salvați ori Dumnezeu de multe ori explică și cere lucrul acesta ca să fim, ne face multe binecuvântări, multe favoruri motivația să audă și copiii noștri. Vorbiți-le despre minunile lui Dumnezeu. Copilul trebuie să-și aducă aminte de minunile lui Dumnezeu și de binecuvântările lui Dumnezeu. Povestiți minunile Lui, înțelepciunea vremirilor străvechi, povestiți copiilor copilor cum ar lucra Dumnezeu în viața dumneavoastră, cum ați trecut prin încercare și cum Dumnezeu va spăvi din încercare. Vă spuneam joi seara aici, pentru că scopul lui Dumnezeu cu privire la noi este să-L glorificăm pe El. Și când în Psalmul 50 spune în versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului tău, iar eu te voi izbăvi cu scopul ca tu să-L proslăvești pe Dumnezeu. Asta este scopul lui Dumnezeu cu privire la fiecare dintre noi. Iar copiii trebuie să înțeleagă că ai trecut prin încercări, că ai greșit și că Dumnezeu iartă. Trebuie să știe copilul că Dumnezeu este un Dumnezeu al iertării. Nu numai să-i spui, Domnul Iisus te dă în foc. Nu. Spune că Domnul Iisus îl iubește. Spune copilului că Domnul Iisus Hristos, în ochii lui copilul are valoare. Că este sapat în palma lui, care preț în ochii lui și că îi pasă de el. Spune-le copilor, nu -i, îi nu -i dați copilor un Dumnezeu care stă cu furca și cum a greșit, cum îl pedepsește. Spuneți-le copilor dumneavoastră că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, dar este un Dumnezeu bun. Dumnezeu este un Dumnezeu un foc mistuitor, dar este și dragoste. Este și blând când va greși, să nu se afunde mai tare și să aibă încrederea că Dumnezeu poate să-l ierte și să se reprindă din nou. Povestiți copiilor voștri. Dumnezeu avea prietenul lui pe Avram și când a vrut să nimicească Sodoma și Gomora, zice Dumnezeu, să ascunde o lucrul ăsta de prietenul meu, pentru că știu că Avram are să poruncească copiilor lui calea pe care trebuie să umble. Așa că îi descopăr toate lucrurile astea pentru că El va fi o binecuvântare pentru toate familiile neamurilor, toate familiile pământului. Și Dumnezeu i-a descoperit lui Avram pentru că știa că Avram are să poruncească celor care venea după el, copiilor lui, să păzească poruncile lui Dumnezeu. Copilul trebuie să știe, trebuie să-și aducă aminte că Dumnezeu este autoritatea supremă. Copilul trebuie să-și aducă aminte care o familie vlavioasă și credincioasă. Copilul trebuie să-și aducă aminte că slujitorii sunt oamenii lui Dumnezeu. Copilul trebuie să-și aducă aminte de binecuvântările lui Dumnezeu și de darurile pe care El nouă ni le-a dat. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Fiți oameni care să învățați și să investiți în copiii dumneavoastră ca apoi veți vedea roadele. Domnul să ne ajute. Amin.